spălat mașina fără apă și fără spălătorie. Totul la domiciliul clientului pe aceeași bani pe care i-ai dat la spălătorie. Soluția a fost inventată de americani și importată la noi. E o afacere cu bani puțini și volum mare. Cum funcționează, aflați în câteva minute la Bizbazar. Spălătorie, vorbim acum de spălătoriile mobile, dacă ați auzit de ele, vin la domiciliu și spală mașina cu o găleată de apă. Ca să vă dați seama ce înseamnă o găleată de apă, deci vreo 10 litri, înseamnă cam de 15 ori mai puțin apă decât folosește o spălătorie normală. Dar nu asta e important. Costurile sunt aceleași și nu mai trebuie să stați la coada aia infernală. Pe de altă parte, dacă vă treziți cu o zgârietură pe mașină, măcar aveți pe cine să dați vina, că nu e de la perii. Cât privește dezavantajele, sunt și astea. E bine, mașina nu trebuie să fie extrem de murdară, că vă dați seama, în principiu oamenii folosesc o soluție adusă din America și niște apă acolo. Deci să nu fie foarte murdară mașina ca să iasă chiar curată. În plus, trebuie să vă faceți programare cu câteva zile înainte pentru ca spălătorii de mașini să vină în parcarea blocului și să vă spele mașina. Primul pas pe care trebuie să-l faci dacă nu vrei să-ți speli mașina la o spălătorie clasică este să suni la o spălătorie mobilă. Atenție, programarea trebuie să o faci cu câteva zile înainte, căci în România există până acum doar 5 firme de genul acesta. Puține, dar lumea încă nu știe. Cert este că săptămânal o firmă poate spăla până la 300 de mașini și asta cu mai puțin de 20 de angajați. Colaborăm mai ales cu persoanele juridice, companii cu flote auto de mașini, unde regulat mergem și spălăm mașinile acestora. Dar indiferent că ești firmă sau persoană fizică, compania încheie un contract cu tine pentru a fi sigur că mașina îți aparține. Ca persoană fizică, cel mai bine e să-ți faci abonament. De asemenea, ai de ales între trei metode de curățare. Prima dintre ele se numește waterless, inventată de americani. Ideea acestei metode este de a folosi cât mai puțină apă. Un astfel de flacon costă 14 euro, dar poți să speli cu el circa 10 mașini. Prețul 13 lei pentru exterior și 20 de lei dacă vrei toată mașina curățată. E mai mult decât la spălătoriile clasice cu jet, dar este mai puțin decât la cele cu bandă rulantă. Cea de-a doua metodă este o adaptare a concepției de spălătorie clasică, în sensul că folosește o substanță aflată într-un butoi care face presiune și apă. Ultima metodă este cea mai ieftină. Este o spălătorie automobilă, dar este în același timp statornică pe locul de desfășurare al activității. Proiectul nostru viitor este acela de a discuta cu asociații de proprietari de bloc, pentru a oferta acest serviciu pentru locatarii din blocul respectiv. Asta înseamnă că într-o zi stabilită de comun acord, noi putem trimite o echipă și astfel le putem spăla mașinile aflate în parcarea blocului. În 45 de minute mașina e curățată atât pe interior cât și pe exterior, iar pentru acest business ai nevoie de numai o aprobare de la Ministerul Mediului și de la primărie. Investiția este minimă, personalul puțin. Este o idee de afacere pentru cazul că nu aveți bani, dar vreți să trăiți bine, asta și de-aia vă tot dau astfel de idei și desigur e un gheșef și pentru cei cărora nu le place să stea o oră la spălătoria auto, mie nu-mi place de exemplu.